Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Noutăți Regionale. Bună ziua, îi spunem și domnului Neculau Cătălin, directorul Salubris SA. Bine ați revenit în studioul Infinit TV. Bună ziua și bine v-am găsit. Am făcut așa o obișnuință să ne vedem lunar și să discutăm despre ce se întâmplă cu salubritatea din Iași, ce proiecte, ce campanii mai faceți, pentru că aveți în continuă desfășurare multe campanii și în momentul de față chiar aveți foarte multe campanii de desfășurare și aș vrea să încep cu campania curățenii de primăvară, pentru că a început la 1 martie, va dura până când, care sunt? Suntem un serviciu public, un serviciu care muncim pentru cetățenii Iașului. Și de aceea, în fiecare an, cum facem la noi acasă, ne gândim să facem și pentru oraș și ne gândim să venim în sprijinul ieșenilor cu tot felul de, eu știu, de servicii, ca ei să se poată debarasa cât se poate de repede de deșeuri. De aceea, în această primăvară, avem deja 4 campanii în desfășurare și aș vrea să le luăm pe rând. Prima campanie și cea mai importantă, sau toate cele 4 sunt importante. Dar aceasta este foarte importantă pentru că dă un aspect frumos al Iașului, bucură ochii, fac viața ieșeanului mai frumoasă. Este vorba despre campania de curățenie de primăvară. Peste iarnă se adună tot felul de aluviuni, tot felul de praf, eu știu, condițiile meteo nu ne lasă să acționăm așa cum ne-am dorit noi, așa că odată cu venirea primăverii, noi am început în acest an pe 1 martie pentru că vremea a permis-o, începem acea curățenie de primăvară mai laborios făcută. Și când spun mai laborios făcută, nu am vrea ca nicio stradă, stradelă, eu știu că e de categoria 4, adică acele străzi din cartiere, că e de categoria 1, acele bulevarde largi, să nu rămână neatinse de mașinile noastre și de colegii noștri. Facem această campanie împreună cu poliția locală, împreună cu colegii noștri de la servicii publice Iași, iar acolo unde găsim mașini parcate și ne împiedică să salubrizăm până la bordură, aceste mașini vor fi relocate, lăsându-ne să ne facem treaba corespunzător. Deja 70% din oraș a beneficiat de această campanie. Deja am terminat foarte multe cartiere, inclusiv cartierul Păcureți, inclusiv cartierul Cicoarei, vorbim de cartiere periferice. Centrul este gata de mult, dar ne dorim ca până la sărbătorile pascale catolice și apoi și pentru cele ortodoxe, această curățenie să fie definitivată, astfel încât toți cetățenii municipiului să se bucure de un oraș frumos. Această campanie o ducem din două motive. În primul rând, vrem ca ieșenii să se bucure de un oraș curat, vrem ca Iașul să rămână pe locul 1 în ceea ce privește curățenia în România, dar mai vrem ca nivelul de poluare al Iașului să fie cât mai mic. Știm de aceea poluare cu pulber PM10, pe care Iașul o avea acum 4-5 ani, acele depășiri nenumărate. Am reușit printr-o salubrisare corespunzătoare și prin alte, eu știu, acțiuni duse de Primăria Municipiului Iași, ca aceste depășiri ale particulei de PM10 să scadă an de an, iar acum vreau să vă spun că suntem în norma europeană. Așa că, da, ieșenii respiră un aer curat și, da, ieșenii, eu cred că se bucură de un oraș curat. Acolo unde poate că colegii mei, poate că eu, nu reușim să fim atenți, ne dorim să fim sunați, să fim atenționați, să fim trași de mână. Așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, absolut orice scoar, orice colț al municipiului nostru să fie atins de această curățenie de primăvară. A doua campanie este o campanie de
conștientizare a cetățenilor municipiului Iași care au căței. Este o campanie pe care noi o ducem în vederea sterilizării acestor căței, pentru că nu de multe ori am văzut că căței care au aparținători, care locuiesc împreună cu locatarii dintr-o casă și stau în curte, ies foarte des pe domeniul public și ne fac foarte mari probleme. De aceea, împreună cu Primăria Municipiului Iași, Primăria Municipiului Iași a alocat un buget pentru a steriliza toți câinii cu aparținători, astfel încât să nu-i mai vedem ajungând pe domeniul public, pentru că de multe ori cățeaua fată în curtea gospodarului, iar gospodarul și-a pui și aruncă pe domeniul public sau îi aduce la noi spre padoc. Ori acestea sunt costuri suplimentare și mai ales că o parte din cetățenii municipiului Iași sunt, au o anxietate față de căței, iar noi ne dorim ca tot ce înseamnă gestionarea cățeilor fără stăpân și cu stăpân să o facem de așa manieră încât niciun cetățean al municipiului Iași să nu fie mușcat de câine și niciun cățel comunitar să nu rămână pe domeniul public. De aceea campania aceasta se desfășoară până când vom atinge toate casele municipiului Iași. Sunt mai bine de 14.000 de case individuale. Am reușit să ajungem în mai multe cartiere, în cartierul Moara de Vânt, în cartierul Cicoarei, în cartierul Galata. Eu cred că foarte mulți au înțeles despre importanța sterilizării cățeilor din curte și avem și un feedback foarte bun, pentru că din punctul nostru de vedere, campania este una reușită. Până acum, după aproape 3 săptămâni de campanie, deja au fost sterilizate mai bine de 150 de căței cu aparținători. Vorbim de căței cu aparținători. Pentru noi, suma pentru fiecare cățel este de 100 de lei, dar pentru noi lucrul acesta ne bucură, pentru că vom ști că pe domeniul public nu vor mai apărea câini din curțile oamenilor. O a treia campanie este... Ce trebuie să știe ieșenii, că nu au ei costuri aici. Nu, nu. Toate costurile sunt suportate de... Este o campanie de sterilizare gratuită. Primăria Municipiului Iași oferă costuri pentru sterilizarea lor. Noi o facem și așteptăm în număr cât mai mare pe cetățenii Municipiului Iași care au căței să îi sterilizăm. Pot să vină ei la padoc sau putem să-i luăm noi? Este un proces transparent. Dacă vor să asiste la operație, o pot face. Vreau să le spun să nu le fie frică, pentru că sunt două beneficii care decurg din acest lucru. În primul rând, nu mai avem căței pe domeniul public care să iasă din curțile oamenilor, iar în al doilea rând, odată sterilizați căței, știm medical că după 13-14 ani de viață fac acele canceruri mamare și testiculare la masculi. Și sterilizându-i, aceste cancere nu mai apar, reușind astfel să se bucure stăpânilor mult mai mult de ei. O a treia campanie care o desfășurăm în această perioadă este campania de strângere de la cetățenii municipiului Iași a tot ceea ce înseamnă DE-uri. Când spun DE-uri, vorbim de acele aparate electronice și electrocasnice care merg cu curent electric sau merg pe baterii. Aici vorbim despre frigidere, aragaz, televizoare, radiouri, pick-up-uri, eu știu, jucării, toată gama de DE-uri. Încurajăm ieșenii să se debaraseze de ele gratuit, îi încurajăm mergând la ei acasă și ridicându-le, nu trebuie să facă niciun efort, și îi încurajăm dintr-un singur motiv. Toate studiile științifice s-a demonstrat că 90%, dăm de exemplu un frigider, că 90% din componența unui frigider poate intra în componența unui frigider nou. Deci, cu alte cuvinte, pentru a face un frigider nou, ne trebuie un frigider vechi plus încă 10% componente dintr-un frigider nou. Și de aceea reușim astfel să conservăm resursele planetei, reușim să nu poluăm și reușim și noi să ne debarasăm de ceea ce avem
în plus în casă, fără a ne costa nimic. Mai ales că vin și sărbătorile pascale și știm de la părinții noștri, de la bunicii noștri, că toată lumea în această perioadă își primește așa casa este. Și o înnoiește, eu știu, și o curăță, astfel încât sărbătorile pascale să ne prindă mai curați, mai buni. Cum pot suna? Unde pot suna? Există un telefon la dispecerat, dar foarte simplu este pentru noua generație să ne scrie pe Facebook sau pe rețele de socializare unde automat răspundem. Dacă nu, îi așteptăm pe mail pe office@ronțarublis.ro sau dacă nu, în telefonul de la dispecerat. Găsiți telefoanele de la dispecerat pe pagina noastră de website și acolo niște colegi de-al noștri vă vor nota adresa, vă vor spune ziua în care vom veni și ora la care vom veni să-l ridicăm. Sunt anumite zile sau în orice zi? În orice zi, în funcție de programări, în funcție de câte ridicări avem în fiecare zi. Și eu cred că sărbătorile pascale vă vor prinde cu o casă curată. A patra campanie pe care o derulăm și din punctul nostru de vedere este o campanie din care suferă toată lumea. Sau o facem pentru că suferă toată lumea. Și spun că suferă toată lumea că este acea campanie de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la colectarea separată. Vedem că eforturile făcute de noi în ultimii 4-5 ani de zile nu reușesc încă să deradă. Și când spun de eforturile pe care le-am făcut noi, nu sunt eforturile făcute de mine sau eforturile făcute de municipalitate. Sunt eforturile făcute de toți noi ieșenii, pentru că toată dotarea pe care o avem noi acum în managementul deșeurilor, adică tot ce cu ce ne-am dotat în ultimii 4 ani de zile, vorbim de mașini noi, vorbim de utilaje noi, vorbim de puncte gospodărești noi, vorbim de camere de luat vederi, vorbim de tot echipamentul care ne poate face munca mai ușoară nouă și poate pune la dispoziția ieșeanului un punct gospodăresc să se poată debarasa pe fracții, nu dă roade. Și nu dă roade pentru că norma europeană este de 50%, noi suntem acum undeva la 15% colectare separată și acest lucru cumva ne doare. Spun că tot acest efort făcut de noi cumulat și îl spun pentru că banii investiți în tot acest sistem al managementului, că sunt mașini, că sunt puncte gospodărești, că sunt utilaje, că orice, nu sunt bani guvernamentali, nu sunt bani municipali, sunt banii ieșenilor, banii pe care noi i-am colectat prin tariful de salubritate, am știut să ne cumva să ne gestionăm foarte bine cheltuielile, să punem ceva deoparte, iar din acel pus ceva deoparte am reușit să dotăm această societate și acest oraș, astfel încât ieșeanul să aibă la dispoziție 100% corect modul în care să se poată debarasa de deșeuri. Ieșeanul încă nu o face. Nu o face, noi bănuim din mai multe motive. Nu o face că este comod să arunce la același grămadă, nu o face pentru că este ieftin să te debarasezi de deșeuri și nu o face pentru că încă nu a înțeles că această colectare separată este o obligație legală. De aceea noi mergem în fiecare cartier, la fiecare punct gospodărești, o să vedeți că sunt mai mult de 10-15 colegi de ai noștri, inclusiv eu merg în punctele gospodărești, îmbrăcați în veste acel verde salubris, acel verde deschis, cu pliante în mână, cu tot felul de dispozitive, prin care arătăm oamenilor și încercăm să ajungem în mintea lor, la sufletele lor și la conștiința lor, astfel încât această colectare separată să ajungă până la 50%. Și facem acest lucru dintr-un motiv corect. Facem acest lucru, în primul rând, să respectăm legea, dar mai facem acest lucru să-l informăm pe cetățeanul municipiului Iași că dacă va colecta separat și va pune pe fracție așa cum se debarasează de deșeuri în casă și le poate lăsa pe fracții, așa și factura de la salubritate poate fi scăzută. Și spun acest lucru de ce? Pentru că odată cu apariția ordonanței 133 de anul trecut, Guvernul României ne obligă pe noi salubriștii să întoarcem către cetățeanul municipiului Iași toți banii pe care noi îi luam înainte din vânzarea
produselor reciclabile. Deci, dacă noi anul trecut am vândut PET-ul, dacă noi anul trecut am vândut cartonul, dacă noi anul trecut am vândut sticla, toți acești bani noi suntem obligați să-i întoarcem ieșenului pe factură. Și dacă ieșenii au să fie curioși, vor vedea că pe fiecare factură primită vor avea, cel puțin acum, minus un leu pentru aceste produse reciclabile. Acest minus un leu sunt rodul muncii colective de anul trecut al tuturor ieșenilor. Dacă acest procent de 15% la cât suntem acum la colectare și transport va ajunge la 50%, eu cred că factura la salubritate poate scădea și cu 7 lei, 6-7 lei. Dar mai facem acest lucru, de ce? Pentru că Uniunea Europeană, prin directiva ei, iar România a fost obligată prin legile care au fost date, obligă cetățeanul municipiului Iași care nu colectează separat să plătească o penalitate la această factură de salubritate. Iar penalitatea nu este mare. Guvernul României a dat voie primăriilor, OAT-urilor, să pună printr-o hotărâre de Consiliu Local o penalitate de la 0 la 100%. Adică cel care nu colectează separat ar putea plăti până la 100% mai mult factura la salubritate decât o face cel care colectează separat. OATE Iași a luat, eu cred, o decizie înțeleaptă. A ajuns undeva la această penalitate să o considere că este 50%, motivat de faptul că nu toți suntem cetățeni care nu înțelegem să colectăm separat și au luat o cale de mijloc. Dar și acești 50% toți sunt mulți. La o factură de 20 de lei să mai aduci 10 lei în discuție, deja este o factură împovărătoare. De aceea, Salubris S.A., colegii noștri, eu, împreună cu Primăria Municipiului Iași, încercăm să ajungem în toate punctele gospodărești, să informăm cât mai bine cetățenii, să le explicăm de ce trebuie să colecteze separat, să le spunem cum să o facă. Dacă nu știu cum să o facă, să le spunem cum să o facă. Îi rugăm în primul și în primul rând să ridice capul. Când ajung în punctul gospodăresc, să ridice capul și să uite la culorile cu care și sunt fiecare vopsite. Exact. În parte scrie exact ce trebuie să aruncăm. După această campanie, după ce vor fi trecute toate cartierele și toate punctele gospodărești din Iași, încercăm să facem să prelungim această campanie cu altă campanie care o să fie din ușă în ușă. Deci dacă am făcut-o la punctul gospodăresc pentru toată lumea, acum colegii, cred că în 2 luni de zile, colegii noștri vor ajunge la fiecare ieșean, îi vor bate la ușă și voi da un dispozitiv și un pliant și vor explica cum să colecteze separat. Iar dacă nici aceste două campanii nu dau roade, vom fi obligați să aplicăm deja hotărârea Consiliului Local care este în vigoare și să mărim taxa pentru cei care nu colectează separat cu 50%. Vreau, ca și exemplu, cetățenii municipiului Iași, când ajung într-un punct gospodăresc, să se uite pe ușa de la tomberoanele galbene și la cele albastre și la cele verzi cu sticlă, că deja au apărut niște emoticoane prin care un coleg de-a nostru, când verifică tomberonul, și pune o bulină. Dacă pune o bulină roșie, înseamnă că este un produs neconform acolo. Înseamnă că locatarii dintr-o anumită zonă, arundați unui punct gospodăresc, nu au înțeles cum să colecteze separat și au colectat în devălmășie, au colectat necorespunzător. Facem acest exercițiu ca ieșeanul, când ajunge în punctul gospodăresc, să înțeleagă că cineva a verificat acel punct gospodăresc, a făcut poze, astfel încât și noi să avem dovada că acel lucru este adevărat, ceea ce scriem și putem și demonstra, iar el să înțeleagă că ar trebui totuși data viitoare, când ajungem în punctul gospodăresc, să se manifeste ca un bun cetățean, să înțeleagă că această colectare separată este o obligație și să o și facă. Această campanie deja durează de 8 săptămâni. S-au făcut niște studii sau se vede o schimbare în ceea ce privește campania? Noi am plecat de la unele studii pe care noi deja le avem. Obligația noastră este să facem compoziția deșeurilor aproape în fiecare an și ne
primitem, facem acest lucru cu specialiștii de la Universitatea Tehnică Gheorghe Andrei, Gheorghe Asachi, scuzați-mă, iar studiul de anul trecut ne arată că în tomberoanele galbene și în tomberoanele albastre avem doar 30% conținut de deșeu reciclabil. Restul este deșeu menajer. Cu alte cuvinte, ceea ce nu înțelegem noi este că, bine, nu colectez separat, da? Dar dacă nu colectez separat, înseamnă că trebuie să mă îndrept spre Fanta Neagră, acolo unde mi-arunc deșeurile menajere. Noi nu înțelegem de ce cel care nu colectează separat alege să-și arunce gunoiul menajer pe Fanta Galbenă și pe Fanta Albastră, acolo unde o parte din cetățenii municipiului Iași, cum v-am spus, 30%, colectează separat. Și astfel ne contaminează și deșeul pe care unii cetățeni se chinuie și au înțeles. Să pui o sticlă, trebuie să pui o sticlă de plastic curată, nu pui murdară inițial. De foarte multe ori ei, și în aceste puncte gospodărești, când mergem cu informarea și conștientizarea, vedem că ieșenii totuși sunt receptivi și pun întrebări. Avem întrebări de genul: prosopul de hârtie, după ce m-am șters cu el la bucătărie, că am făcut mâncare, că m-am șters pe mână, unde îl pun? De fiecare dată răspunsul este: în niciun caz la deșeurile de hârtie carton pe Fanta Albastră, și de cele mai multe ori trebuie să, adică obligatoriu, îl puneți la deșeurile menajere. Ne întreabă: dar sticla de sticlă trebuie să fie spălată, trebuie să dăm eticheta jos? Nu. Sticla de sticlă, dacă nu are un conținut viscos, dacă este cu suc, dacă este cu apă minerală, dacă este, eu știu, cu oțet sau a fost cu oțet, el trebuie, produsul din ea trebuie scurs, așa, deci să nu avem lichid întrânsa și să-l băgăm pe Fanta verde. Să fie verde. Fără capac. Exact. Mă întreabă dacă borcanele trebuie să fie puse cu capac sau fără capac. Capacul trebuie dus pe Fanta galben la metal, iar borcanul trebuie dus pe Fanta verde, acolo unde este locul la sticlă. Ne bucură că cetățenii cu care interacționăm întreabă. Și ne mai bucură un singur lucru. În tot sondajul nostru de opinie făcut, 90% din cetățenii municipiului Iași, că sunt ei, eu știu, adolescenți de 15-16 ani, că sunt ei seniori de 60-70-80 de ani, toată lumea știe că trebuie să colecteze separat. Deci, mesajul de a colecta separat până la urmă a ajuns la ei. Și a ajuns la toată lumea. Doar trebuie să avem voință și să o facem, pentru că de știut acum, cu siguranță, nu cred că există un cetățean al municipiului Iași, cred că vorbim de la vârste mici chiar, pentru că am fost și în școli generale, unde copiii de școală generală știu mai mult decât știu cei de liceu. Cu siguranță toată lumea știe. Trebuie să și vrem și să o facem acest lucru pentru a ajunge la acel 50%. Împreună cu municipalitatea facem și avem foarte multe parteneriate cu grădinițele, liceile, gimnaziile și nu doar în săptămâna, altfel. Avem tot felul de parteneriate în general, care sprijinim acțiunile în școli. Ne surprinde plăcut să vedem că, vorba dumneavoastră, copiii de gimnaziu știu mai mult decât liceenii. Ne surprinde plăcut să vedem curiozitatea copiilor de la grădiniță. Da. Și ne surprinde plăcut să vedem că după fiecare din aceste acțiuni, acest mesaj dat în școli, grădinițe și în gimnaziu ajunge la părinți acasă. Nu de puține ori avem colegi care au copii în clase în care le vizităm, le explicăm de modul în care trebuie să colecteze separat, le spunem de ce să o facă, avem jocuri interactive cu ei, le cumpărăm tot felul de, eu știu, de produse din, cu ambalaje din plastic, din hârtie, din carton, iar după ce le consumă, din suc, după ce le consumă, le punem pubelele pe culori să vedem dacă ei au înțeles unde trebuie să le arunce. Este o joacă continuă cu ei. Și ne bucură să vedem că aceste mesaje, care noi le ducem în ajung mai departe. Ajung la părinți. Și vedem că de cele mai multe ori, eu cred că părinții sunt cumva rușinați că copilul știe copilul să știe o facă, el iar știe. El nu vrea să o facă. Asta cred că, clar, educația aceasta trebuie să fie timpurie.
și să vină de la cei mici, pentru că e foarte simplu, ei sunt mult mai receptivi decât cei mari, pentru că se vede, deci dacă discutăm despre gimnaziu și liceu, sunt mult mai receptivi și mai interesați decât cei mari. Dar atâta timp cât ei vin și vor și se duc mai departe și transmit, cu siguranță și cei mari altfel absorb informația și, cum ați spus și dumneavoastră, de rușine că nu știu să colecteze, vor face lucrurile acestea. Eu totuși stăm prost la colectare separată. Da, stăm prost. Dar nu aș vrea să creadă ieșenii că stăm cel mai prost. Pe un clasament făcut de o organizație non-guvernamentală, de o organizație care are, eu știu, un pedigree pe tot ce înseamnă atragere de fonduri elvețiene, Liechtenstein și Norvegia, au făcut un studiu cu privire la modul în care se colectează în fiecare municipiu mare din România. Și noi nu am avut surpriza plăcută, pentru că știam, Iașul este pe podium în tot ceea ce înseamnă managementul deșeurilor. Și suntem pe podium pentru că am dus împreună cu cetățenii Iașului, am dus împreună cu mass media, am dus împreună, eu știu, cu toată lumea, o campanie deschisă, o campanie în care am reușit să deschidem serviciul de salubritate și societatea, să o deschidem spre cetățeni, adică am fost cât se poate de transparenți în ceea ce am făcut, am arătat că ceea ce am spus am și făcut, fără să, eu știu, să mințim cetățenii și acum rezultatele se văd. Da, municipiul Iași este pe podium în țară în tot ceea ce privește managementul deșeurilor, iar da, județul Iași împreună cu toate acele stații de transfer, cu tot acel mecanism de tratare mecanico-biologică, cu toate acele stații de sortare, care sunt altceva decât ceea ce face Salubrisul, am reușit să facem un sistem integrat al deșeurilor pe norma europeană. Suntem puține județe din țară prin care deșeurile ajung de la cetățean pe depozitul ecologic, trecând prin toate stațiile de tratare și prin toate stațiile de sortare. Și asta ne bucură. Chiar dacă suntem la 15%, asta nu înseamnă că nu vom ajunge în cel mai scurt timp, de ce nu la 50% sau chiar mai mult până la urmă. Pentru că aceste campanii cu siguranță vor da roade și cetățenii vor înțelege ce înseamnă și cum să-l colecteze. Pentru că mulți ar vrea, dar nu știu exact cum să-l colecteze și cum să-l să pună fiecare deșeu. Foarte mulți cetățeni în discuțiile noastre purtate cu ei în punctele gospodărești aduc în discuție spațiul. Spațiul din bucătării este mic, da. Da. Avem apartamente de 40 de metri pătrați cu două camere. Da, e greu ce e drept mică, să stai da. Să... Eu le dau exemplul meu personal și le spun așa. Am în bucătăria mea o pungă pentru deșeurile menajere și am în bucătăria mea un coș în care am un sac pus în care pun și hârtie și carton și plastic împreună. În momentul în care mă hotărăsc să duc gunoiul din casă, am gunoiul menajer care deja e pus separat, mai sortez odată celelalte deșeuri în două pungi și le duc separat. Nu trebuie să ții trei din punctul sau de patru vedere, coșuri de gunoi. Da, pentru că tot din cauza spațiului am ales eu această formă și de le depozita. Până la urmă, dacă și problema sacilor menajeri, că dacă ar sta fiecare să cumpere câte un sac menajer de fiecare da. Culoare, ar fi costuri în plus. Dar se poate face și această idee pe care o spuneți dumneavoastră, în care fiecare colectează. Este foarte important să colectăm separat din casă și este foarte important când plecăm și când ajungem la pubelă să le punem să corect, le punem nu corect. Să le aruncăm exact. Sau exact. Acele deșeuri menajere să le punem în cele galbene. Veștile bune sunt că pe tot ce înseamnă acest management al deșeurilor vor intra bani noi și când spun bani noi, bani europeni. Primăria Municipiului Iași împreună cu Salubris S.A. a aplicat pe toate cele trei axe de finanțare cu privire la axa deșeurilor. Și am aplicat pentru acele 175 de insule ecologice. Vor fi altceva decât avem noi acum. Vor fi niște insule ecologice inteligente. Inteligente, da. Sunt
top tehnologie european, deci le-am văzut cum funcționează. În primul și în primul rând sunt complet automatizate din punct de vedere al golirii lor, deci o mașină de-a salubrisului va ajunge acolo, șoferul nu trebuie decât să apese un buton, un braț al macaralii le va lua, le va descărca și le va pune înapoi, ceea ce pentru noi este un lucru bun. Am aplicat pentru acele centre de aport voluntar, acele centre, noi ne bucurăm și ne mândrim că modelul acestor centre de aport voluntar a fost luat de la Iași. Noi avem acel CMCI, centru în care cetățenii municipiului Iași pot veni să-și aducă deșeurile fără a plăti nimic, iar aceste centre de aport voluntar sunt gândite pentru tot ce înseamnă deșeuri care nu au ce căuta în punctele gospodărești, deci dacă în punctul gospodărești trebuie să mergem cu deșeu menajer, cu sticlă, cu carton și cu plastic, în aceste centre de aport voluntar trebuie să ajungem cu produse voluminoase, cu deeuri, cu produse din demolări și de reamenajări, cu tot ce nu are ce căuta în punct, cu haine, cu tot ce nu are ce căuta în punctul gospodăresc. Am aplicat și pentru această axă și avem finanțarea deja, contractele sunt semnate pentru 3 astfel de centre de aport voluntar, iar pentru centrul de aport voluntar, acel centru foarte mare de 6 milioane de euro, avem semnat contractul. În trimestrul 4, începând cu trimestrul 4 al anului 2024, și aceste investiții vor upgrada cumva tot ce înseamnă managementul deșeurilor pe care noi ieșenii îl avem și noi ne mândrim cu asta și le spunem și lor să se mândrească, suntem cei mai buni în țară. Cel mai inteligent sistem de salubritate. Reîntorcându-ne la colectarea selectivă, de multe ori te duci la tomeroane și sunt deschise. Cum se poate rezolva această problemă? Pentru că sunt deschise, gunoaiele scoase și lăsase de pe jos, pentru că sunt lucruri bune care le facem și sunt lucruri mai puțin bune care nu reușim să le facem. Avem foarte mulți, n-aș vrea să-i numesc în niciun fel, le spunem că sunt persoane defavorizate, da? Care au înțeles că existența lor este în a căuta prin deșeuri, în a scormoni și în a vedea ce mai găsesc ei acolo. Dar făcând lucrul acesta pentru a exista, nu fac decât să ne facă, să facă un rău tuturor. Pentru că, în primul și în primul rând, devastează. Rup ușile, vin curângi, forțează tot ce înseamnă încuietori. Când nu găsesc ce le trebuie acolo, dau foc. Adică chiar ne creează un disconfort. Iar dacă nu fac lucrurile acestea, amestecă deșeurile. Le amestecă și fac un lucru înfiorător. De aceea și Salubris în acest an va veni cu upgradarea tuturor stațiilor, tuturor sistemului de supraveghere. Acum avem 250, iar în acest an vom pune sistemul de supraveghere pe toate punctele gospodărești. S-a văzut că acolo unde avem sistem de supraveghere, lucrurile s-au mai domolit, pentru că imediat ce un dispecer de-a nostru vede ceva neconform în punctul gospodărești, ia telefonul, anunță poliția locală. Poliția locală este foarte promptă pentru că are mașini în patrulare în toate zonele orașului și ajunge acolo în câteva minute. De aceea și acești cetățeni defavorizați se feresc de camere să mai ajungă în acele puncte gospodăresc. Și noi credem că este un sistem care va funcționa și eu cred că odată ce și nivelul nostru de trai va crește, aceste persoane vor dispărea. Și acele insule ecologice care vor veni au un alt sistem, nu unele știu dacă sunt, vor mai fi... Unele sunt îngropate, deci acolo vorbim de acel sistem îngropat în care... Și acelea nu vor mai putea fi cum, devastate, doar să... N-au cum să mai intre acolo, că dacă intre acolo nu mai ies. Dar n-au cum, pentru că fanta de, prin care te debarasezi de deșeu e mică, iar celelalte sunt deja antivandal, adică ți este foarte greu să le deschizi. Asta e un lucru bun, pentru că poate așa se va rezolva și această problemă, pentru că de multe ori sunt devastate. Noi ne-am gândit că odată cu venirea acestor fonduri europene și venirea acestor insule ecologice, ele
Mai nou se numesc insulele ecologice. Noi în titulatura veche le avem punct gospodăresc sau cum erau în vremea trecută, ghenă de gunoi. Acum sunt insule ecologice, sunt 175. Eu vreau să vă spun că noi în tot Iașul avem 560 de puncte gospodărești. După ce vom primi acest grant de finanțare și aceste insule vor fi implementate, vom aduce și camioanele necesare ridicării acestor și descărcării acestor insule, dar noi credem că challenge-ul nostru este ca următorii 3 ani de zile să schimbăm radical toată fața Iașului cu aceste insule, pentru că ne este mai ușor în ceea ce privește antivandalismul. Ne este mai ușor să prevenim sau să nu lăsăm loc cetățenilor care scormonesc în gunoaie să o mai facă. Așa este și ăsta e un lucru bun, pentru că așa ușor, ușor vom deveni cel mai curat oraș din România. Revenind la prima campanie, cea de curățenie de primăvară, spuneați că mașinile care sunt lăsate pe carosabil sunt ridicate, relocate și făcut curat, apoi relocate înapoi. Nu sunt niște costuri în plus? Sunt niște costuri în plus, dar... Și un timp pierdut până la urmă, pentru că... Dar lucrul acesta, eu știu, vine și cu... sau bine, este din cauza indolenței celor care locuiesc acolo. Pentru că noi, știți, avem și noi salubriștii unele frustrări. Dacă anunțăm pe o stradă, de exemplu, pe Vasile Lupu, anunțăm cu o zi înainte, de dimineață până seară, colegi de ai noștri, împreună cu poliția locală, merg, pun flyere în fiecare, la fiecare parbriz de mașină parcată ilegal lângă bordură, punem un afiș pe scară și le spunem mâine dimineață, între ora 6 și 18, bulevardul Vasile Lupu va fi salubrizat. De aceea, vă rugăm, nu parcați mașina lângă bordură pentru a putea eficientiza această curățire stradală. Vedem că unii ieșeni înțeleg, alți ieșeni parcă nici nu au primit acel fluturaj sau nici nu interesează. De aceea, ultima soluție este să relocăm aceste mașini. Aceste relocări se fac cu un cost. Problema se pune cine va plăti acest cost. Iar și la un costul dat, și timpul. Iar la un moment dat, eu cred că vecinul indolent care și-a lăsat mașina lângă bordură, la semnul interzis, va plăti acest cost. De asta ar trebui niște... Nu ferești mașina, amendă... Noi am încercat, am venit cu o altă idee, am venit, eu știu, foarte entuziasmat și am spus, am făcut anunțuri și am spus pe bucățele de străzi mici. Hai să dăm un exemplu. De exemplu, pe strada Oancea, care este de la Spitalul de Copii și face roată până iese în bulevardul celălalt. Am spus în felul următor, sunt 6 blocuri, dacă vecinii din 6 blocuri se hotărăsc la un moment dat, vreau astăzi să faceți curățenie pe strada mea și relochează toți într-o oră mașinile, într-o oră acea stradă este gata, într-o oră este și așa măturată, este și spălată, este și șamponată, este și aspirată. Iar după o oră ei pot veni cu mașinile înapoi și pot trăi civilizat într-un cartier civilizat. Și curat. Vedeți, această, nu știu, eu știu, reținere de-a noastră de a vorbi cu vecinii. Ce ar fi să vorbim noi toți astăzi pe scară? Vreau salubrisul să vină mâine dimineață să ne fac curat. Hai să luăm mașinile între 8 și 9 din stradă, iar cei de la salubris vor veni și vor face curățenie fără nicio grijă. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. E foarte greu. Ar fi frumos să se poată rezolva, dar nu cred, doar pe porțiuni foarte mici, pentru că dacă ar fi, așa cum spuneți, într-o oră ar fi curat și ar fi un timp care ar fi economisit la fel niște costuri, pentru că dacă stăm să relocăm, să mutăm o mașină, e timp, în loc să spălăm strada într-o oră, o spălăm în 5 ore. Și atunci nu facem decât să avem niște costuri în plus și un disconfort, pentru că, dar pe strada mea nu s-a făcut curat. De ce? Eu vreau să le spun ieșenilor că acum societatea de salubritate dispune de mașini pe care și municipalitatea din München le are. Adică suntem
în topul achizițiilor de utilaje, de mașini, de cisterne, de multicare, de tot ce înseamnă utilaje de aspirat, de tot ce înseamnă de automăturători. Și de ce fac comparația între München și Iași? Pentru că puțin știu, foarte multe municipalități din Germania și nu numai, au unități de salubrizare ale primăriilor. Unitatea de salubritate din München, cea care culege deșeurile, cea care le transportă, cea care curăță străzile, cea care aspiră străzile, este o societate a municipalității. Și dacă până ceva ani Uniunea Europeană venea și spunea că totul trebuie privatizat, acum și-a dat seama că unitățile de servicii publice, cum suntem noi, este mult mai important să se îndrepte către calitatea serviciului care îl oferă cetățeanului decât către profit, cum o face o unitate privată. O unitate privată este exemplul care îl dau eu de fiecare dată. Ce a făcut Salubrisul în ultimii 3 ani și jumătate? A investit mai bine de 12 milioane de euro în tot acest sistem de management al deșeurilor și în tot ce înseamnă mașini de transport, deșeuri menajere și sortate și tot ce înseamnă salubrizare stradală. Că e vorba de cisterne, că e vorba de automăturători, că e vorba de, eu știu, o aspiratoare. Deci, dacă era o unitate privată, investea poate 10% din acești 12 milioane de euro, iar restul banilor erau profitul lor și îl băgau acționarii în buzunar. De aceea eu cred că unitățile de interes public, unitățile care oferă un serviciu public, trebuie să fie ale municipalității, astfel încât clientul final, adică cetățeanul municipiului Iași, să fie mulțumit de serviciul pe care îl prestează, nu de profitul pe care îl face societatea. Asta așa este, asta contează cel mai mult. Vreau să vorbim foarte puțin și de costurile la facturi. De luna aceasta au mai crescut puțin. Da. A intervenit și nu au crescut puțin, au crescut, chiar au crescut. Dar de ce au crescut? Dacă înainte vreme plăteam, anul trecut plăteam 14 lei pentru o persoană pe lună factura de salubritate, anul acesta plătim 21 de lei. De ce au crescut aceste facturi? În componenta de management al deșeurilor au intrat și niște operațiuni noi, pe care suntem obligați să le facem în tot ce înseamnă managementul deșeurilor. Dacă până acum doar colectam deșeul și îl transportam, lucrul acesta era făcut de SECE Salubris S.A. și luam 14 lei pentru acest, și îl depozitam și luam 14 lei pentru acest serviciu, gândiți-vă că a intervenit o inflație foarte mare, a intervenit creșterea salariului minim pe economie, iar acest cost s-a dus de la 14 lei la 16 lei. Deci unde avea o creștere foarte ajustată cu rata inflației. Da. Dar componenta nouă care a intrat, sortarea și tratarea mecanico-biologică, este făcută de o societate care a câștigat această licitație și este făcută la nivelul întregului județ. Deci este o componentă nouă în ceea ce privește tratarea deșeurilor. Cu alte cuvinte, toate deșeurile din municipiul Iași, și nu numai din municipiul Iași, ci și din județul Iași, intră într-un ciclu în care nu mai sunt depozitate direct pe groapă. Ele sunt sortate, cele care trebuie sortate, și sunt tratate mecanico-biologic acele menajere. Cu alte cuvinte, nu se mai depozitează nimic pe depozitul controlat ecologic de la Țuțora, decât acele deșeuri care intră prin aceste două fluxuri. Astfel, noi reușim să fim unul din primele județe care face ca acest management al deșeurilor să fie complet, să respectăm și legislația română, să respectăm și legislația europeană și să ne respectăm pe noi ca oameni și să respectăm natura. Ei, acest cost de aproape 5 lei este un cost care îl plătim pentru această tratare mecanico-biologică și pentru această sortare. Cumulat acest cost este de 21 de lei. Da, au crescut, dar și nivelul la care și nivelul serviciilor ne raportăm noi către mediu este mai mare. Mai mare și până la urmă și costurile sunt mai mari, iar dacă nu vom recicla corect, vor fi și iar mai mari, nu vom recicla pentru că corect, va veni va și acel 50% exact pe care de asta, îl vom... De asta le și spun ieșenilor. Dacă din 21 de lei
colectăm separat cum trebuie și reușim să ajungem la 50% colectat separat, 21 de lei minus 7 lei ajungem la 14 lei și ajungem care la costul care era înainte și atunci nu se mai simte această creștere. Deci totul se învârte în jurul colectării. Vreau să spun eșenilor că toți acești bani dați înapoi vor fi evidențiați pe factura anului viitor. Așa cum ce am colectat anul trecut este evidențiat pe factura noastră de anul acesta, acel minus un leu, anul viitor, cu cât vom colecta mai bine separat anul acesta, anul viitor vom beneficia de o reducere mai mare. În fiecare an, la finalul anului, se face o... Și eu sunt clar îndreptățit să cred că anul viitor ieșenii vor plăti o factură mai mică, pentru că nu se poate ca toate aceste eforturi făcute de toți, nu numai de salubriști, nu numai de mass media, nu numai de primărie, chiar și de cetățeni, că până la urmă, urma urmei, ei sunt cei care ar trebui să ducă cele învățate de la noi mai departe. Nu ar trebui să ne fie frică să vorbim cu vecinul. Dacă îl vedem că nu colectează separat, să-i spunem și să-i spunem, din cauza ta, pentru că nu colectezi separat, noi facem parte dintr-o asociație de proprietari, iar răspunderea este colectivă. Vom plăti, dacă 2, 3, 5 din asociație nu colectează separat, toți vom plăti mai mult. Așa că este, din punctul meu de vedere, este, cred că, cel mai simplu mod de a educa un vecin care nu vrea să colecteze separat. Asta așa este. S-au făcut studii în care zona orașului se colectează cel mai mult și care sunt zonele cele mai puțin... Nu cred că sunt zone gri, zone negre sau zone albe. Eu spun în felul următor. Cei de la case sunt campionii colectării separate, pentru că acolo fiecare... Gospodărie acolo e clar. Nu are pe cine da vina, deci eu am colectat separat, am pus în recipientul alocat deșeurilor colectate separat, am pus gunoi menajer, când l-am spus la poartă, salubrisul a venit, a dat capacul la o parte, s-a uitat ce e acolo, a pus capacul înapoi, mi-a pus o etichetă roșie și nu mi l-a luat. Da, deci la casă e simplu de verificat. La casă e simplu, Iar campionii la nu colecta separat sunt cei de la blocuri. Acolo trebuie cele mai multe campanii și cele mai multe soluții. De aceea și campania noastră de acum se îndreaptă către cei care locuiesc în asociații de proprietari și cei care locuiesc și acele campanii pe care le faceți în școli cu cei mici, tot până la urmă acolo se îndreaptă, pentru că ați făcut în ultima perioadă acele campanii, reciclarea pe înțelesul copiilor, cred că impactul e unul pozitiv și nu numai, și cu siguranță veți continua și astfel de campanii. Copiii sunt foarte, foarte încântați de tot ce le arătăm și încercăm să intrăm în mintea lor și încercăm să le arătăm că meseria de salubrist nu este o meserie urâtă, nu este o meserie pe care să o blamez și nici nu este o meserie rușinoasă. Este o meserie ca orice alte meserii. Dacă în Japonia, de exemplu, orice salubrist care adună deșeurile este numit inginer sanitar, chiar dacă nu are facultate, el este numit inginer sanitar, vrem să arătăm că ceea ce facem noi facem în binele ieșeanului și pentru a-i crește calitatea vieții. Iar să știți că ieșenii au înțeles că cineva se trezește de dimineață, de la ora 4, așa, și până pleacă ei la serviciu, unii la 6:30, alții la 8:30 sau la 7:30 cu copiii la școală și la 9 intră la servici, cineva deja a făcut orașul curat. Au văzut colegii mei încă de la orele 4 dimineața că este imposibil să nu-i vezi. Așa cum sunt îmbrăcați, este imposibil să nu-i vezi. În toate zonele orașului, suntem ca o mică armată, au văzut toate mașinile noastre, suntem foarte vizibili și au conștientizat că, da, sunt cei care fac curăță orașul, sunt cei care reușesc să ne facă o viață mai frumoasă. Iar împreună putem să ne păstrăm orașul curat și să trăim într-un aer nepoluat, că până la urmă asta e cel mai important, să respirăm un aer sănătos. Că... Asta e foarte, foarte multă lume nu înțelege de ce
de ce sunt directivele europene și de ce suntem obligați să respectăm niște directive europene. Haideți să facem, eu știu, să ne gândim în felul următor. De ce noi trebuie să respectăm directiva europeană care spune că în nicio stație din Uniunea Europeană de monitorizare a particulei de PM10, hai să spunem eșelilor că acest PM10 este praf, da? În niciun oraș nu trebuie, în nicio stație nu, aceste depășiri nu trebuie să fie mai mult de 35, astfel încât aerul să fie considerat un aer bun de respirat și un aer care să nu ne îmbolnăvească. Uniunea Europeană are foarte mare grijă de sănătatea cetățenilor ei. Cu alte cuvinte, cu cât vor fi mai multe depășiri, cu atât mai mult această particulă de PM10 o vom inhala și cu cât o vom inhala mai mult, cu atât cancerurile pulmonare vor fi mai multe. De aceea vin și acele directive. Să ne facem curat, să ne strângem gunoiul cum trebuie, să... De aceea vin toate aceste pentru directive. Binele nostru. Toate acestea sunt pentru binele nostru, pentru că de multe ori vedem Uniunea Europeană ca un bau-bau. Nu. Uniunea Europeană are grijă de cetățenii ei. Așa este. Vă mulțumim pentru prezența în studio. Ne revenim și la o altă emisiune cu alte lucruri și campanii noi. Cu mare drag și încurajez deșenii să colecteze separat și încurajez deșenii să nu mai arunce pe jos deșeuri. Și să aibă grijă de orașul în care trăiesc. Așa cum îl găsesc dimineața, așa se lese seara. Așa ar trebui să fie. Mulțumim pentru prezența studio. Celor de acasă le mulțumim pentru atenție și le dorim o zi frumoasă. În continuare, la revedere!